Salutare tuturor, aici este Boss Fighter și bine ați revenit la un nou video cu Need for Speed Unbound. Oameni buni, ultima dată că ne-am întâlnit, e bine, ne pregăteam de marele derby din weekend și acum trebuie să vedem să facem rost de niște bani. Bă, că e drift event, bă, nu prea am eu mare încredere în drift event, în skill-urile mele de drifting, dar hei, ne dăm așa o șansă pe acolo să vedem ce iese. Și trebuie să strângem bani acum să luăm o mașină nouă. Deși am înțeles că e posibil să avem curse. Mamă, ce-mi nervează asta că vorbește peste mine. Stai așa. Da, bro, lasă-ne. Nu știu. Hei, deci ce ziceam? Ziceam că există, s-ar putea să existe niște evenimente care să ne ofere mașini, așa că cel mai probabil o să vedem dacă se întâmplă lucrul ăsta, o să văd dacă noaptea se întâmplă, dacă nu chestia asta. Pentru că vreau să farmăm unde ajuns bani, știi, să luăm poate ceva capabil acolo, când ne trebuie mai multe mașini, dar nu știu dacă ne trebuie mai multe mașini de mai multe feluri, gen una de off-road, una de drifting, una de racing și tot așa. Deci ce obțin știu că așa era în Need for Speed Heat acum, nu știu sigur dacă în ăsta e aceeași mâncare de pește. Rămâne de văzut, tău. Așa că hai să facem cursa asta, vedem ce ne dă, vedem dacă reușim să o și facem de toți banii, cum s-ar zice. Și mai facem poate încă una. Ca după aia să ne putem băga, să vedem câți bani strângem în seara, în runda asta. Când trebuie, cred că vreo 30.000, cam așa, pentru o mașină relativ decentă. Și dacă facem rost de 30.000, cred că reușim să luăm mașină decentă, dar să vedem dacă noaptea cumva e vreo chestie. Am văzut că prin comentarii ziceați voi ceva glitch-uri, să fac niște glitch-uri și să iau de acolo, nu știu ce chestii. Ok, nu prea luăm cine știe ce bani de la asta. Să pariez că-l bat pe ăsta, eu l-o, frate. Ar trebui să prins dublu, sincer, dar de fapt da, primim dublu. 99.000 la drifting. Aoleu, dar știu eventul ăsta, am încercat să-l fac odată când am încercat jocul înainte să fac serie. Cred că m-am chinuit o leacă cu drift eventul ăsta, dar acum am mai multă experiență. Și să sperăm că experiența aia ajută cât de cât. Vom vedea acum dacă ajută sau nu. Aole, am tras cam tare. Nu, checkpoint-ul. Am cam dat o leacă în checkpoint-ul vieții. Wrong way? Mamă, mă jur dacă văzusem aia. Aș cam reseta o leacă că ne-am dus super aiurea, deși am strâns 20.000 nici primul lap. Ok, nu, reset, că ne ducem super prost. Ok, deci să facem vreo 100.000. E o leacă de treabă. E o leacă de treabă. Nu glumă. Ok, dăm turbo, că am nevoie de avânt. O să am mult de ocolit. A, uite, mă, stai că era iară să mă duc să fac prostie aia. Hai că știu cum să fac să ținem puțin combo meter-ul ăla să nu se ducă. Hai că aici am pierdut un punctaj destul de mare pe care puteam să-l facem. O fac. Vai, dar ce trebuie să te chinui, frate, la drifting-ul ăsta, nu glumă.
Aia zic. Mă, 50.000 de puncte. Aproape. E destul de greu cu traseul ăsta, că e foarte stupid făcut, nu e un traseu, știi? Pare mai mult a fi o încălceală dubioasă de traseu. Oh, fuck. Mamă, ce era să ratez ăla. Oh, hai că am făcut punctajul lejer, dude, what the fuck. Suntem maestri, bro. Ce să mai... Super! 110.000. Mamă, dar ne umple ăla de risc în ultimul hal, bro. What the fuck? The drop. Dar stai mă, cum erau evenimente aici. Ah, dar stai mă, se duce. Oh, ok, big money. The drop aici. Dar de fapt, cred că tot ăsta e, dar e... Cum se cheamă? Yo! Manning out for a bit. Picking up lunch with my pops out in the east-west corridor. Grabbing some killer dumplings, then eating them back at his place. For real, dumplings sound delicious right now. Oh, chiar că sună bine. I'll leave some in the fridge for you back at the garage if you get hungry. On me. It's the least I could do. It really is the least you could do. Mm-hmm. You know what, Speedy. Peace! Jesus, dar chiar că tipul ăsta nu prea face multe chestii pentru noi. Și te-ai aștepta să-ți găsească contracte sau ceva, dar nici măcar atâta nu face. Ok, stai așa că mă arunc direct aici la ăsta. Jesus. Mamă, știi cum mă simt acum? Mă simt cam forța. Exact cam forța mă simt acum când mă duc la misiuni să o iau pe arătură ca ultimul tembel și toate alea. Ok, event. Street race the drop. Street race. Ia, nu batem pe ăsta, zic eu, nu-i treabă. Și după asta dacă ne ducem la safe house, să vedem noi. Ia, hai să ne reușesc să fac chestia aia. Nu pare că primești un boost. Da, chiar nu mi se pare că primești un boost. Can you stop hitting me, please? Nope. Păi șosea face mașina asta niște drifturi de la nebune. Cum? Nu, frate. Fix pe mine s-a pus ăla, mă. Pe mine avea ură. Oh, it's on now. I'm looking forward to receiving your money. Dai, tu liniști, bro. Lil bro. Mă iau pe șosea. Și mai izbit ăla, bă. Mă, traseul ăsta e insane. Oh, fuck. Ne-am dus. Nu-i așa? Mamă, dar ce traseu ne dă. Mamă, să mă abțin să nu izbez nicio mașină aici, e ca și cum aș încerca să nu mi se facă foame când văd mâncare. Vai de viața mea. Hai că îți o leacă periculoși ăștia.
the drain. 3000 numai? Nu prea merită 3000 de biștari. Hai la safe house. 3000 de coco e puțin rău de tot. Dar vreau să zic că noaptea ne dă un eveniment de ăsta nebun care să ne dea mașină. Dacă nu, va trebui să cumpărăm prima opțiune de mașină. Dar nu știu de unde cumpărăm mașini, că n-am văzut în garaj. Am să mă uit dacă e ceva prin garaj, dar mă îndoiesc. Plus că n-aș vrea să cresc hit-ul mult prea tare. Periculos, bă, rău de tot cu hit-urile astea așa. Adică cum a fost ora trecută de ne-am dat cu 5 miliarde de mașini de poliție după noi. Ok, hai să vedem aici. Asta e de pe timp de zi super boring ca și... ca și evenimente. Ăla de seară sunt mult mai hardcore. Ok, enter the garage. Hai să vedem. Bun, am acumulat niște bănet. Ia să vedem. Ok, rides. So, you grew up in Cyril Heights? Oh, buy and sell. My young dad raised me. Same. I pretty much grew up in the garage, you know? Mm. Yeah, nightclubs for me. You never got tired of this place? I wouldn't say 27,000. Cam așa, 27,000-30,000. If we keep putting in the work, I really trebuie să băgăm bine noaptea asta. Holy shit. Oh, you know what? I oh, Acura. I've got somewhere else I need to be. 34,000. Hai, nu mai băgăm nimic în upgrade-uri. Go. Win a car. Oh, putem băga o mașină aici? Unde? Big money. Yo, oh, unde? There's an event that rewards the winner with the car. So get out there and add that puppy to your collection. Păi și care e? There's an event that gives activities. Stai. Oh, asta, win a car. Oh. Acolo mergem. Așa ne scoate cu mașina. Scrușe cum o să fie, cel e un Mitsubishi și ăla. Yo, how's my golden goose? Do you know how demeaning that is? Thoroughbred? Not better. Feels like I'm just here to make you money. Ah, well, speaking of that, there's a big event today. You win big. You can win a... Wait for it. The suspense is killing me. A car. Oh, shit. Well, that could actually come in handy. See? I don't disappoint. This time. Hmm. Oh, I forgot. There's a catch. Of course there is. Nothing major. Just a bigger buy-in than usual. How much bigger? A lot. So good luck with that. Peace. Oh, nu am uitat dacă buy-in-ul e major. Ok, stai așa că dacă buy-in-ul e s-ar putea să fie nașpa. Depinde de ce se referă prin buy-in gigantic. Ai singura chestie la care nu m-am uitat. Ok, event. Oh, 6K. Mă batem și pe ăsta, dă-te, unde aici? Beat the score, 120,000. Oh, e ăsta. Dă-te că o ardem. Asta e eventul meu favorit, bro. A, și pe harta asta pe care am mai făcut-o. Bun. Lap 2 din 30 deja avem jumate din punctaj făcut, adică mai ziceți ceva. Mare show ce pornim aici. Uhuhuhuhu. Hai să o luăm și pe aici, că nu am distrus chestii. Ah, nu mai aveam ce să izbesc, nu aveam nici drift, nimica.
Al facem repede, nu-i problema de asta. Oho. Da, deja aproape l-am ajuns. Sunt 20.000. Oh, fuck. Ah, nu mai aveam ce să izbesc, bro. Nice. Am făcut? Hai, frate, cu punctajul ăsta. Tu, parcă astea au devenit în ce în ce mai ușoare acum, că m-am prins puțin cum pot să mânăresc sistemul ăsta, cum să-mi folosesc de el. Cred că e relativ destul de ușor acum. Easy, dude. Dă-ne mașina aia odată. 6.000 pentru o mașină? Hai, zic. Man, you driving like you stole it. I like your style. Yeah. Easy, dude. Oh, fuck. De ce e așa bugged când e interceptorul? Nice. Mai vreau altceva? Hey, Speedy. You remember when I said I had some work I could throw your way? Yeah, you got something for me? Sure do. I got a McLaren P1 that needs collecting and dropping off. You game? Whoa. Are you kidding me? Who wouldn't want to drive one of those? Well, today's your lucky day. Dropping you the location. On it. Holy shit, un McLaren P1. O PA, nu știu ce a zis. Sună nebunie. I'm heading home for the night. Rydell's still at the garage watching the spins game. Oh, great. Better hope they win. Don't know why he tortures himself with that team. They haven't been hot since the 90s. Yeah, but you can't fault his dedication. Loyal till the end. Aw, that's cute. That's Rydell. Aw, you guys. I should embroider you a pillow. Later, Tess. I think that's them. Yeah, it's them. Ah, fuck. I want this driver down. This racer punk is in a Mitsubishi dispatch. Interceptor here and ready to intercept. This is dispatch. Suspect has been spotted at Lake Virgil. Team, let us know what we can do. Bro, 200 ceva la oră, lasă-mă în pace. Well, this sucks. Interceptor is out of the chase. Shit. This time, control. Fuck. Interceptor set down. Dacă de sau Dumnezeu trebuie să merg. A, pe aici. This creep is hitting us, control. All units, this is dispatch. Roadblock deployed. Jabba. Oh, roadblock-ul iară e pus greșit. This driver is one slippery son of a bitch. Da, ăla-s eu. That perp just vanished somewhere at University Central. Hm? Hai că am scăpat de ăștia într-un fel sau altul. Puh. Oh, fuck. Așa că mă întreb fix către un polițai acum. Nu mă uitam. Bro, nici mă uitam, eram așa super concentrat să văd dacă mă apropii, mă uitam pe mapă și nici m-am uitat dacă vine traficul sau ceva. Ok, trebuie să aveai grijă că e polițai în față.
Ești tu tot în față, domnul polițist. Ești tot în față, bro. Aoleu. Nu s-ar fi dus tot în față. De fapt, stai că nu e drum tot în față. Ok, acum se duce unde trebuie. Acum se duce unde trebuie. Că prea se duce aiurea în direcția mea, unde am eu treabă. Dar unde m-a trimis, frate, să iau McLaren-ul ăsta la fabrică? Ce spotting, bro. Mă, dau brază 360 de grade, ce naiba? Asta mi se pare puțin aiurea. Oh, shit. Uite, ce e cu focul ăsta? Ah, aici e misiunea. Am ce cu focul ăsta, frate? Oh my god. Păzea că se termină, bro. În cât timp trebuie să ucim și pe asta? E, 1. Test delivery. 5.000 în stadiu pristine. Oh, fuck. Așa să avem grijă. Wow. Yo, ok. Tess. What? The cops were on me immediately. What? Weird. Oh, gotta go. My order's up. Shit. Hai da viața ta, bro. 327 de ore, dă-te. Where'd they go? Jesus. I see him. All right, everybody. Interceptor is here. Să-mi trag picioarele. I don't think we got much juice left in us. Bad news, folks. I lost that suspect. Jesus, ficior. Ok, credeam că aia nu se distrugă. I want to find this perp and go home. It's my kid's birth. Suspect found. Chase is back on. Control, this is Patrol. We're joining the pursuit. Be advised. Suspect entering Southland Drive. They shook me again. Get over to Lake Virgil. That's where we lost the perp. Hey, let's find this perp and go home. Mamă, cum i-a văzut frânele înroșite, dude. Dispatch, that 2440 is long gone out of here. Hai zic. Mamă, acum merge mașina asta să-mi trag palme. Car delivery nici măcar n-a fost griată, bro. Nici măcar n-a fost atinsă. Bine, a fost atinsă, nu contează. Nice work. We have one satisfied customer. I did what I could considering the heat back there. What the hell happened? Oh yeah, that! This drifter I know wanted a double for some PR stunts he's planning. I thought you'd be perfect for it! And the cops? I think they were background. Felt like the real thing, huh? What are you I'm pretty sure that was the real thing. Nah, it was all for show, baby! CGI, SFX, you know! Good job! I'll hit you up with another soon. What the fuck? Nu cred că era așa ceva, bro. Asta are ceva eventul ăsta pe aici. Asta e low risk. Nah, fuck it. Hai să vedem mașina asta nouă și după aia stabilim. Deci, momentan, mașina asta pe care avem acum simt că face față la orice chestie. Dar ne mai trebuie să ne ocupăm și de cealaltă pe care am primit-o acum. Știi, aș vrea să văd să o inspectez puțin. Că după aia să știu cât trebuie să farmez data viitoare. Oh, fuck. Deși cred că e pe sus ăla. Da, e pe sus. Uitam așa o leacă crucis, gen unde Dumnezeu. Oh, dar e plin de șacal pe aici, avere. Jesus. The fuck, s-a rupt copacul ăla de acolo, dar eu eram super departe de el. Interesant. Enter. Hai să de mașina. Upgradăm ce putem la ea. Bun, hai să am și bănetul. A plecat bănetul. Barracuda. 2 days out from the qualifier. You think the kid's gonna be ready?
We're looking good, but so is Yaz and her crew. Word is they're investing heavy into Shit. Am crezut că a luat altceva. Let me know if I can help. Maybe get the kids some more paying gigs. Engines. Wait, spuneați voi ceva de o chestie, stai puțin. Că eu folosesc încă motorul stock. Hey, Speedy. Car's looking okay for the qualifier. But if you Holy compete, fuck. It needs to be top of its class. Ah, dar normal, nu pot să schimb motorul. Motorul e fucking scump, dude. 60.000 motorul. Ok, hai să facem pasta. Oh, are deja pro pe el. N-are pro de ăsta. Ne dă un boost. Are deja echipat. Hai, știi, trebuie să punem un turbo. Nitro are. Așa. Doar asta drift. Aș da o leacă pe neutru, că pe drift e prea de tot. Plus că crește rank-ul mai tare la A. Asta e perfect. Ok, cred că suntem Gucci. Auxiliar. Impact protection. Nitrous grip. Interesant. Ok, hai să facem și design-ul aia. Style. Yes, then body vanity items. Beep beep. Beep beep. Beep beep. O bună era ASAP Rocky. Hey, body kits. Doamne. Toate arată absolut ciudate. Paint and wraps. Ia zi ce avem pentru mașina asta. Nu. O, facem stilul Bumblebee pe asta? Da, fuck yes. Așa o facem. No, fucking așa mai degrabă. Da, te mișto așa. Să dăm la o tură cu asta? Da, dau o tură cu ea. Oricum, seara obținem o mașină nouă. Putea să vedem atunci. There's an endurance event on. You can win lots of cash, but there'll be plenty of heat. So you better bring your A game. $500, bro. Slab, bro, de tot. Oh, n-am bani să particip la ăsta. Ok, asta e moca, asta să facem pentru bani. N-aveam bani. Bă, ce sărăchie. Dar o să ne ocupăm de asta data viitoare, boys. Sper că v-a plăcut acest video de Need for Speed Unbound. Oh. No, but I did watch the highlights on my phone. They actually played some defense for a change. What did I tell you? Mamă, dar asta schimbă multe viteze. They made a comeback. They might break 500 this year. Well, you know, teamwork makes the dream work. Mamă, ce curbe. It feels like there's a lesson in there. I catch you at the garage tonight. Okay. Dă-mi o leacă testing înainte de toate. Sunt curios cât de capabil e, adică trebuie să vedem într-o cursă cât de grozav duce. Curbele alea destul de fine. E, curbele alea destul de mișto. Dacă e să o luăm așa. Și viteza e sănătoasă. Dar da, o să facem evenimente cu mașina asta data viitoare, boys, așa că dacă vă puteți acest video din Need for Speed Unbound, știți foarte bine ce o să cunoaște, dați like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!